o situație inedită, prieteni, transmit de acasă. Asta e viața, asta e perioada prin care trecem. Cristina s-a pozitivat ieri și atunci a trebuit să intru și eu în carantină. În acest moment nu am simptome deosebite, adică nu acuz cine știe ce stări și sper să rămână în acest stadiu. Mulțumesc lui Dumnezeu. Dar în familie sunt și sunt probleme deja și mă rog, vom vedea. Asta este explicația faptului că transmit acasă, în timp ce invitații se află în platou. Cu atât mai mult le mulțumesc. Continuăm discuția pe marginea acestei situații care devine din ce în ce mai deranjante pentru mine și cu siguranță pentru o mulțime de femei din această lume, mai ales pentru cele care au plătit. Înțeleg că au fost și românce din Spania, din Anglia, din țările vestice care au fost abordate și care sperau că vorbesc cu mine și că mă ascund probabil de soții, de soție sub tot felul de conturi de genul ăsta. Uite că nu e adevărat. Asta vreau să le avertizez că nu există o astfel de situație. Mădălin Ionescu nu folosește conturi false. Nu știți conturile. Am o pagină de Facebook și un cont pe care mă găsiți acolo, pe care transmit în general sau distribui ce postez pe pagina. Dar nu folosesc niciun fel de conturi de acest gen. De-aia am depus și o plângere penală, pentru că băieții ăștia devin din ce în ce mai amenințători. Numai că escorchează femei din toată lumea. Însă o să ajung în situația în care mă duc prin vest și nu mai pot să merg cu trenul sau mă oprește poliția pe stradă, devin caz de Interpol. Că ăștia folosind un pozele, cine știe în ce situație mă pot pune acolo. Și mi se pare foarte riscant. Cristi, ai trecut prin situații în care grave. Ai fost amenințat serios. Voi difuza și convorbirile cu aceste doamne, unele dintre ele. Dar ție ți s-a întâmplat chiar să fii în junghea, dacă mi-amintesc eu bine. Asta s-a întâmplat prin 2004. Mă rog, am trecut prin multe situații. Nu cred că e momentul și cazul să discut, că nu eu sunt problema în momentul de față. Da, da, faptul că eu mi-am asumat riscurile acestea. Până la urmă sunt jurnalist de investigații, nu doar prezentator TV. Oamenii, telespectatorii, poate și nu înțeleg de ce doar prezint, nu doar prezint jurnalul, mai fac și investigații, fac și corespondențe de război, mai plec și în străinătate și mai fac și investigații. Sigur, o astfel de investigație, ca să spun genul acesta de investigație, necesită enorm de multe resurse, în primul rând. Vor fi comisii rogatorii, vor fi audiate zeci de victime, sigur, dacă vor dori să depună plângere, de exemplu, pentru că e un caz tipic de înșelăciune. Uite ce mi s-a întâmplat, scuză-mă că te întrerup. O femeie din Germania mă abordează, descoperă că este escrocată. Lăsați un pic așa ecranul, că o să citești și ce zice doamna asta, ce mi-a spus. Dar o femeie din Germania, după ce a descoperit că este escrocată, m-a rugat să vorbesc cu acești infractori, pentru că le trimisese poze nud cu ea, ea fiind căsătorită, și băieții o șantajau. Practic, lucrurile astea sunt foarte periculoase și o și amenințau. Dar uite ce-mi spune, ce mi-a spus o europeană. Nu știu dacă te va ajuta. Aveți în dreapta ecranului și varianta în engleză, pentru că mi-a scris în engleză. Aici, în stânga, este textul tradus, dar m-a contactat acest om, bărbat care s-a recomandat cu acest nume, Milan Walter, din aplicație Telegram. I-a dat și contul acolo. Numărul de telefon a fost înregistrat în Nigeria. Știu de asemenea că are un cont de comunicare extins. Am numărul contului în care a cerut să-i se trimită bani și apare numărul aici, adică parțial, din Statele Unite. El de asemenea mi-a cerut să-i trimit bani folosind metoda Bitcoin. Am și adresele de Bitcoin în care am trimis anumite sume de bani. Nu știu dacă aceste informații te ajută, dar sper că nu se va mai folosi și de alte femei. Știu că a fost stupid și naiv, am pierdut euro. Bănuiesc că mai... A pierdut o sumă de vreo 2000 de euro, din ce mi-amintesc eu, per total, dar nu știu ce-i cu treaba asta cu Bitcoin. Mai avem și altă bucată din textul ei, da. Din păcate, nu mai am numărul de telefon, l-am șters, contul lui de Telegram că există, îți trimit una prin screen. Nu mi-a dat niciodată nicio adresă de mail și orice astfel de informație era întotdeauna ascunsă. Ea a vorbit de vreo 2000 de euro, din ce știu, această femeie, dar toate au trimis sume asemănătoare.
Adică sunt mii de euro pe care le-au plătit aceste femei până când și-au dat seama că, uite, el mi-a scris pe Instagram, avea un profil acolo, repetă numele, da, se, e aceeași poveste. Cum, încă o dată, e normal să vorbești de două, trei ori cu niște bărbați? Știam că femeile sunt totuși, așa mi se spune, sunt mai pragmatice decât noi. Simt pericolul mai repede decât noi și după ce ai vorbit de două, trei ori cu ei să-i trimiți, să-i trimiți bani? Când ai fluturi în stomac, faci orice, nu? Zic. Dar să știi că, îți repet, și dau cazul acelei doamne profesor, să spun așa, culmea de istorie, profesor de istorie. Să nu știi tu că în Siria nu există armata americană. Mă rog, vor fi niște mici unități acolo de suport, mai ales în partea aia unde sunt curzii. Dar să știi că nu există armată regulată în Siria și tu să-i trimiți banii ăluia unui capitan american, am impresia că ai și legitimația acelui capitan. Da, da, da. Era o domnișoară din Cipru, nu? Da, din Cipru. O româncă din Cipru. Stabilită în Cipru. Stabilită în Cipru, da. Da, uite, stai un pic, fii atent. Apropo de unguroica, mă rog, care mi-a scris că erau niște grupări care s-au certat în Oradea. Putem să dăm acel pasaj, Roberta? Îl găsim? Da. Pentru că ar fi important. Vreau să vă aud expertiza, dacă, mă rog, vi se pare că e o informație corectă, să cineva care se joacă cu mine, furnizându-mi informații aberante. Aici e vorba de situația pe care ai pomenit-o tu mai devreme. Găsim acel mesaj de la doamna care vorbește despre Oradea. Da, hai să văd. Să văd textul, conversația, ca să pot să citesc de aici. Da? Hai că e o întârziere până citesc de pe telefon, dar o să ajungă și aici. Bun. Telespectatorii deja văd, uite. Pe 4 octombrie, ei deja piratau în jurul orașului Oradea. Dacă ești interesat, am multe astfel de e-mail-uri. Două grupări s-au ciocnit asupra capului tău pe linia africană și cea românească. Una a distrus-o pe cealaltă. Sper că înțelege asta, dar pentru o lună de zile africanii m-au căutat. Dacă ai nevoie de e-mail-uri, adrese de IP și alte informații, ți le pot forniza. Eu fac efortul pentru că această luptă să aibă succes. Bănuiesc că n-a sunat-o nimeni din poliție de atunci sau nimeni din organele de anchetă, pentru că deși am predat această informație atunci când am făcut plângerea, am menționat că ar putea fi unul dintre posibilii infractori, pentru că femeia scrie de atunci. Dacă cineva din poliție ar fi sunat-o, poate s-ar fi speriat sau, mă rog, poate ar fi venit cu informații și mi-ar fi zis, m-au sunat cei din poliție. N-a sunat-o nimeni. Activitățile de credibil informația furnizată de ea. Habar n-a. Activitățile de cercetare sunt foarte complexe. Eu vă asigur că ai mei colegi de la IPJ Ilfov cu siguranță și-au făcut și își fac treaba, dar așa cum spunea și domnul Sabah mai devreme, este posibil ca cercetările să se fie extins și atunci este nevoie de resursă umană foarte mare și este un volum de muncă imens. Gândiți-vă că aceste comisii rogatorii durează foarte mult. Acea bătălie de care vorbește doamna în acel mesaj nu este o bătălie fizică, că s-au bătut pe capul dumneavoastră. Este o bătălie cibernetică în mediul online. Ei s-au bătut cu conturi, cu hackeri și au distrus conturi unii altora și au blocat conturi unii altora. Nu este vorba de o luptă fizică în lumea reală. Este vorba de o luptă... Când i-am făcut e-mail-uri sau dovezi, aceste doamne nu mi le-a mai furnizat. De exemplu, să știi că IP-urile acelea nu reprezintă nicio dovadă, pentru că IP-urile sunt total false. Sunt aparate care îți schimbă IP-ul, adică exact. Tu transmiți din București, da, scriu ție de aici din București, dar tu dacă te duci la poliție, IP-ul o să apară că, nu știu, ți-am scris din China sau din exact. Venezuela, da. Hong Kong, Brazzaville, pe unde vrei tu. Deci e foarte greu, nu e ușor, dar sigur nu este imposibil. Nu, cu siguranță cercetările se vor finaliza. Dacă nu au fost deja finalizate, este bine, de ce v-am spus, să vă interesați la parchetul Buftea, să vedeți care este statul cercetărilor. Eu sunt sigur, mi-am contactat colegii, am discutat cu dânsii
și au făcut treaba, dar dumneavoastră sunteți cel care trebuie să solicitați stadiul cercetărilor, pentru că până când procurorul nu dispune asupra soluției propuse de polițist, polițistul nu poate spune victimei, nici măcar polițistul nu poate spune victimei ce soluție a propus, pentru că poate fi într-o situație delicată, el poate propune o soluție într-un dosar de trimitere în judecată sau de clasare, de exemplu, și procurorul o poate confirma sau infirma și o schimbă, pentru că are această putere procurorul. Procurorul este cel care supraveghează activitatea polițistului și atunci polițistul nu va comunica oficial, nici nu are voie să comunice oficial ca instituție. Poliția română nu are voie să comunice soluția propusă către parchet. Poliția propune către parchet, parchetul dispune și el dă răspunsul către persoana vătămată, către victimă. Mă întorc însă la această femeie, dacă o fi femeie, care scrie și care este un guroic. După cont, adică cel puțin numele e de un guroic. Și nici nu vorbește limba română perfect, așa că e posibil. Dar de ce nu mi-a furnizat datele? Pentru că era foarte generoasă atunci când m-a abordat. Poate fi o pistă falsă. Poate fi o pistă falsă care să vă inducă în eroare, să vă arunce în altă parte, să vă distragă atenția de la adevăratul fir, pentru a distrage atenția poliției, pentru a arunca poliția pe o pistă falsă. Cu siguranță colegii mei au verificat această pistă și este posibil să fi stabilit că este un cont fals. Și atunci, neavând persoana fizică, ca să zic așa, pentru a audia, ei au abandonat. Dar cu siguranță documente s-au întocmit în acest sens și le veți găsi la dosar dacă veți ajunge să studiați. Da, nu m-aș mira. E plauzibil, pentru că știa prea multe lucruri și atunci când i-am solicitat să-mi oferă și mie furnizare. Este un semn. În momentul în care cineva vine și vă spune că vrea să vă ajute, uite ce-mi pasă, uite, se bat pe tine, pe capul tău, pe contul tău, etc. Dar când ceri date care să-ți confirme identitatea acelei persoane, acea persoană, să zicem așa, că trebuie să punem ghilimele de rigoare, că e posibil să fie un cont fals, aproape 100%, acea persoană bate în retragere, este un semn de întrebare că acel cont a fost creat cu alt scop și nu pentru a vă ajuta, ci din contră pentru a vă încurca mai mult. Cristi, care a fost cel mai bizar caz de credulitate al femeilor, de naivitate al femeilor pe care l-ai întâlnit? Păi, de exemplu, i-am spus unei doamne că va fi sau va deveni victima escrocilor, nu m-a crezut. Din contră, chiar cred că m-a și drăcuit pe Facebook. Deci îi explicam, doamnă, sunteți pe cale de a deveni victima acestor escroci. Nu trimiteți bani, nu faceți lucrul ăsta. Nu, domne, că nu înțelegi tu, că n-am, ai... Într-un final, femeia a trimis o sumă mare de bani ce-i drept și mi-a dat dreptate, da? Era prea târziu. Într-un fel, să știi că emisiunea ta are și un profund caracter preventiv, pentru că în felul acesta poate deschide mintea altora. Știi, când zici naiv, nu în sensul că omul e prost, nu. Nu. Naiv e un om de bună credință, exact, un om care exact. Nu s-a confruntat vreodată și cu astfel de... care cade victimă unor împrejurări pe care el le-a trăit în trecut, adică există un istoric al unor evenimente din trecutul său, o persoană divorțată va empatiza cu un bărbat, de exemplu, sau cu o femeie divorțată. O persoană care și-a pierdut jumătatea va empatiza cu o altă persoană care este în doliu, care pune acea iconiță că este în doliu. Fără să vrea, va empatiza. Și atunci se creează acea punte dintre escroc și victimă, pe care escrocul o folosește și o îndrumă, efectiv o determină să verse acei bani, victima crezând că ea de fapt ajută și că banii ajung acolo unde trebuie și pentru ce crede ea că i-a trimis. Oricum, și legislația ar trebui schimbată în acest domeniu, pentru că vezi tu, până acum noi ne confruntam cu metoda aia de înșelăciune clasică. Asta este o înșelăciune cibernetică, virtuală, neexistentă, nepalpabilă. Iar aici, sigur, și asta spun nu doar la nivel european, ci la nivel mondial, pentru că asta e o problemă mondială deja. Tu gândește-te că aceste rețele nu acționează doar în România, acționează în toată lumea.
sigur, unele rețele s-ar putea să aibă conexiuni cu altele. Foarte adevărat și lucrul acesta. Da. Așa că în acest război, eu cred că poliția, parchetul ar trebui să fie cu un pas înainte. Sigur, tehnica au, să știi. Tehnica au și spun și de ce. Într-o situație ca ta, de fapt, nu într-o situație ca ta, la scurt timp, după ce m-am întors dintr-o zonă de război și am realizat mai multe reportaje și, în fine, am salvat și niște oameni, niște familii mixte siriano-române, am primit amenințări de la cea mai periculoasă organizație teroristă din lumea asta, anume Daesh, Statul Islamic. Știu. Vreau să spun că, sigur, la început m-a bufnit râsul aia, mă caută Statul Islamic, ce să spun. Au început, culmea, exact ce spui tu, să pronunțe numele fiicei mele, aveau, știau chiar și unde lucrez și așa mai departe. Și am rămas șocat, evident. Al doilea pas a fost să depun plângere la parchet, la poliție. Deși eram oarecum îndoit. Ok, depun plângere și ce? O să se ducă cineva în zona RAC, chiar la Dicot. Și, minte, am fost mai întâi la SRI. Cei de la SRI mi-au zis, de la Brigada Antitero, să depun o plângere la Dicot, fiind caz de terorism. Și într-un fel mă bunea râsul, zic, să vezi tu ce o să ancheteze Dicot, acum vor să trimită ei procurori prin Raqqa, prin Siria sau prin Damasc. La vreo 4 luni de zile după ce am depus plângerea, o să râzi, chiar l-au prins. Era un puștan, culmea, un puștan care aderase într-adevăr la Statul Islamic din Craiova. A fost și condamnat de altfel. Eu am aflat întâmplător citind presa, adică despre cazul meu. Chiar mi-am văzut și conversațiile purtate între mine și acel individ care se dădea din Statul Islamic. Deci iată că tehnică există în România de a reuși să identifici pe acești indivizi. Și gândește-te că acel băiat era extrem de deștept, adică n-a folosit niciun IP din Craiova și așa mai departe. Da, mă, tu ești Cristian Saba. Am avut și eu... Păi nu, stai. Vezi, aici greșești și mulți oameni... Să știi că și eu sunt simplu cetățean, adică eu în fața legii sunt Cristian Saba, sunt un simplu cetățean și am urmat aceeași cale pe care o urmează orice alt cetățean. Și sunt dosare care se rezolvă mai repede și dosare care se complică pentru că activitatea e mult mai complexă și se soluționează mai greu. Adică e posibil ca eu să depun aceeași plângere ca dumneavoastră, de exemplu, mai târziu decât dumneavoastră, numai că IP-urile folosite să fie mai ușor de identificat, persoanele care le-au folosit poate sunt mai puține și atunci sunt mai ușor de identificat acele persoane, acei infractori, iar dacă avem, de exemplu, o rețea răspândită transfrontalier în România și alte țări în Europa sau poate din altă parte, este mult mai greu și mai dificil pentru că, v-am spus, activitățile durează foarte mult și trebuie făcute la timp. Văd cu apă rece și să mă gândesc că poliția română o să pună mâna pe toți africanii ăștia care mă urmăresc. Dar putea să nu fie. Poliția română colaborează cu alte poliții. Da, exact. Unul, doi de acolo, unul, doi de acolo și câțiva din România n-ar strica să-i băgăm la răcoare, pe bune. Pentru că într-o zi s-ar putea să facă victime la propriu. Există posibilitatea să aveți surpriza să fie numai români. E foarte posibil. Așa cum domnul Sabac spunea, a fost amenințat de către acea organizație teroristă și de fapt era un tânăr român radicalizat. Da, radicalizat. Era un tânăr român radicalizat. Unele pasaje erau scrise în arabă, adică probabil o fi băgat pe Google Translate, nu-mi dau seama ce, cum... Pentru a impresiona, pentru a da greutatea amenințării, pentru a vă determina... Inițial mi-a scris în engleză, că de-aia nici nu am... Adică e clar că cineva se joacă... Ia fi, stai un pic, am mai avut, uite, mai am un mesaj. Bună seara, Mădălin. Eu sunt fata care ți-a scris pentru a raporta pozele tale frauduloase. Am fost contactată de un anume Frederic Maiar, tatăl micuței Marta. L-am descoperit, îmi pare că Petru.
El mi-a trimis pozele tale și poze cu Petra Ștefania Filip, chiar și cu mama ta, invocând tot soiul de povești cu crime. Am primit numeroase mesaje de la el de pe numărul, și am dat doar o parte din el, chiar mi-a cerut poze în timp real, pe care, din fericire, nu i le-am trimis. Poze, probabil, de anumită natură, că nu... Așa cum au trimis, se pare, alte femei. Căsătorite și care au devenit victimele șantajului. Am senzația că se și plictisesc. Uite, frauda asta a sfârșit când mi-a cerut și nu-mi dau seama. 2 milioane de euro sau 2000 de euro? 2 milioane, văd. 2 milioane scrie acolo. Atât de bogată e femeie, motivând că era arestat în Coasta de Fildeș. Deci când am refuzat, au urmat câteva zile în care mi-a cerut bani. Am căutat pe Google imaginea și am găsit cine este de fapt în poze și cine ești tu. Nu știu dacă există astfel de programe, că nu-mi dau seama cum mă găsesc aceste femei după ce constată că au fost escrocate. Nu știu nimic despre mine. L-am amenințat și a dispărut blocându-mă. Dacă ai nevoie de ceva, am numeroase poze pe care le pusese pe profil. Dăm de știre, îmi pare rău pentru ce ți s-a întâmplat, ți-am scris pe Messenger. Te rog, poți să confirm că am înțeles totul bine? Nu știu, avem textul în engleză în dreapta. Genul ăsta de abordări, zilnic îmi scriu nu știu câte femei. Iar unele dintre ele îmi trimit mesaje de dragoste, pupici, îmi declară iubirea veșnică. Probabil că unele dintre aceste mesaje vin și tot de la ei, în speranța că sunt atât de idiot și de am un retard suficient de mare, încât să eventual să vorbesc cu o astfel de femeie și să mă șantajeze ulterior. Bine, le poți mulțumi frumos pentru complimente. Asta... Bă, nu mai e, că la început m-am amuzat, dar au trecut 3 ani în care nici nu mă lasă în pace, că dacă mă lăsau în pace și nu mă hărțuiau, nu-mi trimiteau mesaje în privat, nu... Poate nu m-aș fi agitat atât de tare, dar mi-au folosit pozele copiilor. E deja prea complicat. Să știi că am văzut conturi cu câteva mii de urmăritori. Conturi care sunt foarte credibile, în care mi-au luat 50-60 de poze și eu le-am blocându-i. Instagram-ul, de exemplu, îți arată că au doar 0 urmăritori, dar nu au. Eu am blocat multe dintre aceste conturi, adică sute. Sunt sute, mii. Cred că am blocat mii de conturi pe Facebook și pe Instagram. Și nu... Dacă nu mă hărțuiau, probabil că nu mă citam, nu făceam plângere, dar nici nu mă las în pace. Da. Asta nu înțeleg de ce. Pagina ta de Facebook nu are bifă? Nu este o pagină verificată? Nu, pe Facebook, din păcate, nu am primit. Ar Cristina, trebui să-ți faci, ar trebui să depui o solicitare în sensul ăsta. Am depus, dar poate am cerut greșit. Nu știu ce trebuie să... Tot spuneai că Facebook nu-ți cere buletinul. Să știi că aici chiar îți cere buletinul ca să-ți... La Verify, da. Da. La Verify, da. Ca să obții bifa aia albastră, da. La Instagram am, dar la Facebook nu am, Ari Cristina eu nu. Și atenție mare, fiecare fotografie încărcată în rețele de socializare devine publică. Ei o pot copia, o pot folosi și cu siguranță, dacă am avea răbdare să citim acele politici de confidențialitate ale rețelelor de socializare, cu siguranță vom găsi acolo scris mic, mărunt, așa, foarte mic, că nu își asumă responsabilitatea pentru fotografiile pe care le postăm pe rețelele lor, dacă aceste fotografii vor fi luate și vor fi folosite sau mai știu eu ce se va întâmpla cu ele. De aceea da, poate... Uite, de exemplu, dacă nici nu vă răspund. ...a drepturilor de autor, pentru că poți să mergi și pe o linie, dar asta este atât de complicat încât te lași pe bubaș. Da. Păi, ei își asigură, să zic așa, câștigul unui conflict, dacă ar avea un conflict juridic cu dumneavoastră. Pentru că au avocați, au juriști foarte buni și își întăresc și își asigură spatele, ca să zic așa, astfel încât să nu poată fi trași la răspundere. Noi trebuie să avem grijă și ce fotografii și, din păcate, iarăși domnul Sabah are dreptate, trebuie să ne asumăm faptul că postăm acele fotografii, pentru că iată unde se poate ajunge. Da, eu n-am pus fotografii în neglijeu, în rochii scurt. Nu, a spus fotografii din familia. Că la un moment dat trebuie să ne asumăm că suntem persoane publice, exact. Mădălin, că vrem, că nu vrem. Uite, eu înainte de jurnal, că vreau, că nu vreau, postez, ne vedem la jurnal, vă aștept. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Nu ți-asum că numele cise femei sau escrocate sau nu pot să accept o situație în care Facebook încurajează astfel de practici. Uite, de exemplu, vă întreb la modul destul de cât se poate de sincer. Există un risc pentru securitatea mea și a familiei mele, ținând cont de faptul că băieții ăștia se folosesc de pozele mele de ani de zile? Bineînțeles că da. Mai ales dacă au ajuns să te amenințe sau o amenințare voalată, te sfătuiesc să
te duci la exact poliție asta să depui plângere. Și eu, să depuneți adică plângere dacă ați fost amenințat. Depuneți plângere pentru că amenințarea este infracțiune, se vor face verificări și tot așa cu siguranță ai mei colegi își vor face treaba și vor identifica autorii. Am mesaje primite de la diverse surse, mai ales astea care scriu în limba rusă și care vorbesc despre, îmi propun să discutăm pentru că securitatea mea ar fi în pericol. Pot să pun asta la dispoziția ofițerilor sau lucrătorilor din poliție, din instituțiile care se ocupă cu astfel de cercetări, fără nicio problemă. De altfel, dacă aș fi fost sunat, între timp mai furnizam alte informații. Să sperăm că poate e ce spuneți dumneavoastră, domnule Zelca, adică vor fi lucrat până acum și din diverse rațiuni n-au putut să facă publice lucrurile astea. Păi nu se fac publice, atenție mare, cercetarea penală... N-au putut să mă sune pentru că sunt niște filtre. Da, dar cercetarea penală trebuie să spunem că nu este destinată publicității, nu avem voie să o facem cunoscută publicului, pentru că ea devine publică numai după ce ajunge la judecătorie, la parchet, după ce trece niște filtre. Nu putem să dăm publicului, să dăm presei. Nu mă referam la public, am greșit eu. Mă referam la mine, adică să mă mai informeze sau nu, să mai ceară măcar dumneavoastră, dumneavoastră din când în când puteți merge să solicitați care este statul cercetărilor. Aveți tot dreptul să solicitați care este statul cercetărilor. Poliția în primă fază face cercetări față de faptă, atenție mare, nu față de autor și abia după ce stabilește că există o faptă, abia după aceea se trece la adunarea de probă pentru a stabili cine este autorul. Pentru că așa spune noul cod de procedură penală și noul cod penal intrat în vigoare în 2014. Rog toate femeile care au trecut printr-o astfel de situație și care se uită în acest moment la noi, indiferent despre ce personaj este vorba, despre ce poze, despre ce conturi fake, dar nu doar femei, să știi că sunt și bărbați, sunt și bărbați care au fost în... Și bărbați, dar în special cele care au fost păcălite cu pozele mele, aș dori să-mi ofere aceste informații cu care să mă pot duce la poliție, de la conturi, numere de telefon, etc., pentru că este foarte important să ajutăm și alte femei să nu mai intre în plasa acestor oameni sau alți bărbați, cum spune Cristi, să nu fie păcăliți și șantajați de aceste grupări criminale. Nu cred că vom eradica genul ăsta de infracțiuni, dar măcar să arestăm câțiva putem face. S-au mai întâmplat lucruri. Țin minte că am avut la un moment dat o operațiune, am infiltrat când lucram la acest direct niște oameni într-o grupare criminală de care traficau organe la propriu și cu DICOT-ul am colaborat și lucrul ăsta s-a întâmplat, adică am reușit să facem chestii extraordinare. Nu mai zic de Cristian Sabac sau de domnul Zelca, bănuiesc că în activitatea domnului sale de 25 de ani în poliție a reușit foarte mult. Mulțumesc pentru prezență. Îmi cer scuze încă o dată pentru maniera în care s-a derulat această emisiune, eu de acasă, cu impactul. Și sper că povestea asta să aibă un final fericit. Cristi, sper să ne vedem cu bine. Revedem sănătoși, să te întorci sănătos în platou. Cât de curând. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și așteptăm să abordăm și alte subiecte și de interes general, dar și de interes sindical. Din regulă, sigur. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Rămâneți cu bine, ne revedem luni. Sper că toată situația noastră din punct de vedere al sănătății să fie în regulă și să putem să ne revedem luni prin intermediul Skype-ului, cred că și luni sunt în carantină. Rămâneți cu Metropola TV, weekend plăcut tuturor, weekend relaxat și mult optimism vă doresc. Numai bine!